Salutare la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Granny alături de celebrul Rafael. Astăzi o să facem câteva farse bunicuței și anume atunci când moare a 5-a zi, să vedem a 6-a zi sau a 7-a zi cum mai trăiești dacă ești mort, cum mai mor dacă ești mort. Ok, nu știu dacă ați înțeles ceva, apăsați butonul de like, o să fie cel mai tare experiment pe care l-ați văzut vreodată alături de Rafael aici de față, îi dăm cu vaza în față la bunicuță. Hai să trecem mai departe și dacă vă plac episoadele de Granny, apăsați și voi butonul de like. Pentru că multă lume zice să nu mai fac bol, 100 de Granny. Multă lume mă imploră, Rafaele, stau în genunchi și zic să nu mai fac Granny. Așa că, în cinstea lor, hai să cădem din pod. Cinstea lor, uite. Am vins Granny, cred că vor să-mi vingă Granny. Ok, suntem în ziua 2, o să murim de 5 ore, o să facem niște experimente, o să vedeți despre ce este vorba, mai precis. O să mor a 5-a zi și o să-mi trag cu aia sub picioare. Eu sunt deja mor, dar mai mă omor o dată. Să vezi ce se întâmplă, Rafaele, sunt tare curios dacă se întâmplă ceva. Dacă va fi un experiment eșuat, îmi asum asta, Rafaele, așa că hai să vină bunicuța aici să mă omoare. Eu pot să mă teleportez dacă vreau oricum. Oricum, ia uite căzulina, m-am teleportat aici. Mă omoară grenuța, dar o las să deschide ușa. Hai să vedem cum e Granny când deschide ușa. Ok, las-o. Dă-i drumul lui Granny Rafaele să mă bată, hop. M-a pleznit. Dar ce crezi că se va întâmpla, Marius? O să vezi tu, Rafael, o să dau timpul în slow motion. Deci să-mi dau un item spawner ca să vin să dau alea pe jos. Să vedem ce se întâmplă, Rafael. Tare sunt curios, o să vezi, o să-ți placă. Și garantez că o să placă și la abonați foarte mult, Rafael. Da? Car key. Așa. Așa, vreau să deschide Granny ușa, să vină să mă bată. Vreau să mă bată foarte rău, pentru că lumea a zis să mă las de Granny, așa că o să las pe Granny să mă bată de 100 de ori astăzi. Cu parola în cap. 100 de ori. Wow. Hop, mi-a venit Granny, că m-a și bătut. Cred că este mai a treia zi, nu? A treia zi. Asta. A fost una a doua, m-am teleportat. Nu, una a patra, wow. A patra, am avansat destul de repede, pentru că Rafael se grăbește. Are mâncarea pe foc. N-ai mâncarea pe foc, Rafaele? Ba da, m-am apucat de gătit. Ai mâncarea pe foc, ai hainele la mașina de spălat și mașina de vase în priză. N-am, dar le-ar plăcea să am. În priză. Tu ai de vase? Nu, nu sunt așa bogat ca tine, Rafaele. Pe nici eu n-am. Mă plec din bunicuța. E a 5-a zi, acum o vom închide pe bunicuța pentru că trebuie să facem niște glitch-uri, Rafaele. Așa că primul glitch, să vi-l arăt cu modul ăsta, foarte mișto. O să vedeți despre ce este vorba. Îi dăm Kent Attack lui Granny pentru că nu are voie să mai atace Rafaele. Așa. Dăm Unlimited Damo. Poți să-i dăm și Party Ice. Vrei să vezi pe Granny cu Party Ice? Știi că am mai văzut-o aia. Când îi flutură ochii în cap. Vă rea că mă omoară are Party Ice. Ia uite. Vezi? Are, poate să aibă foarte mulți ochi dacă vrea. Ok. Primul lucru ce trebuie să face Rafaele. Trebuie să construim pușca. Pușcacea. Pușcacea. Unde e pușcacea? Mă, dar de ce nu mi-o construiește singur, Rafaele? Dacă eu vreau pușcați, de ce nu mă construiește singur? Asta nu știu. Uite, vreau pușca. Nu ți-o construiește singur, ok, avem prima parte aici. Ar fi fost mișto să fie mașină pușca, știi? Pusă pe părți. Zici? Aici nu e. Hai să ne teleportăm, să ne ajute mai repede, să vedem unde găsim chestii. Aici s-ar putea să mai găsim, dacă nu la slendrina sus, uite una. Vezi, Rafaele, ce cred că repede facem pușca. Teleport, ne teleportăm înapoi în garaj. Și aia s-ar putea să fie la slendrina sus. Ia uite-mă cum face. Ok. Partea aia s-ar putea să fie la slendrina sus. Pentru că acolo mai e de obicei, avem motorina acolo. Sau aici, în cuptor. Nu știu, pe aici, o jos. Na, Rafaele, că am găsit. Și voilà, aveți pușca făcută, doamnelor și domnilor. Voilà. Ok, în garaj suntem. Așa, pușca asta vom avea nevoie să murim atunci când suntem morți. Nu știu dacă mă înțelege cineva la ora asta. Mori atunci când ești mort, adică mori adică reînvii, nu? Practic. S-ar putea să reînviu, Rafaele. Dacă mori când ești mort, reînvii, pentru că așa se face. Ok, e bine, e bine acolo, e perfect. Perfect, minunat. Așa că acum, Rafaele, mai rămâne să ne glicim în coșciug. Uite-o, am clicat pe capcana. Mai rămâne să ne glicim în coșciug, Rafaele. Hai să luăm asta, să o punem aici.
Totuși, grenii asta să stea naiba pe loc, mă enervează. Nu Să se tac. place de ea? Prea mult mă urmează peste tot. Du-te, femeie, și lasă-mă. Ok, aici ne glicim în coșciug. Dacă mi-am aduc aminte cum e gliciul acela, o să fiu foarte recunoscător, Rafael. Rafaele? Da. Ne stai jos, te bagi în coșciug, te teleportezi, ieși și gata. Asta e glitch-ul, Rafaele. Ne-am glitchit pe ultima versiune. Chiar atât Foarte de simplu. frumos. Acum va trebui să-i dăm drumul lui Granny, să vină încoa. Granny va trebui să stea aici, Rafaele. O chemăm aici. Da. Stai aici, nebuno. Stac, Granny. Ea stă aici, iar noi mergem aici în casă, dăm cu vazazul și îi dăm drumul lui Granny. Fii atent că acum e dată drumul Granny. Ok, dar acum facem ceva șmecher. Așa. Eu merg repede, vezi, merg normal, dar ea nu merge normal. Îi dăm drumul lui Granny. Lu Grenu. Va trebui să vină Rafael acum. Ok, vine Granny, da? Ea practic m-a văzut acum. Ne băgăm sub pat. Hop. Ar fi trebuit să mă fi văzut, nu? Da. Ok. Așa, hai să vedem. Stai aici, Rafael, uite-te că experimentul ăsta schimbă lumea YouTube-ului. Vreau, hai zi. Ia uite cum pleacă. Așa. Stai puțin, Rafael, că e pe negru. Vezi, mă aruncă. Da. Am ieșit. Bă, lasă-mă! Teleport. Eram bine. Nu, 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 nu! Dă-mă drumul! Dă-mi drumul! Mă, nu-mi dă drumul, Granny! Mă prinsă, Rafaele! Ești proastă rău, Granny. Mi-a stricat glitch-ul, Rafaele! Am văzut. Băga-mi ești piciorul! Mă enervează, Granny, Rafaele. Încă o dată. Încă o dată. Dubla numărul 2, Rafaele. De data asta o facem mai repede. Hai, mă, de ce mi-a stricat glitch-ul? De ce tot mă lua? Dâng, 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 dâng. Acum cred că mă omoară altundeva, nu? Se Wow. poate. Pe acum nici nu știu unde să mai mă împuși, Rafaele. Bă, nu-mi place ce mi-a făcut Granny, Rafaele. Ok. Grenuța. Cam șmecheră Granny. Ok, facem pe dos atunci, Rafaele. Facem pe dos. Nicio problemă, Rafaele, stai cu minte. Poate să fie de la party ice, să fi fost confuză, Rafaele. Nu, no, cred. Dar cine știe? Dă-mi teleport, ajung gura. Băieți, îmi pare rău, prima oară nu mi-a ieșit bug-ul. Dar misia a doua oară, stați liniștiți. A doua oară sunt pe ea. Atacă-mă, Granny. Nu, că face repede de data asta, Rafaele. Stai liniștită. Ne mișcăm imediat, adică. Imediat, Rafaele. Dar nu știu unde mă omor. Acum s-ar putea să mă omoare în grădină, nu? Se poate. Păi știam că a doua animație în grădină. Merge dacă Este. te moară în grădină? Da. S-ar putea să meargă în grădină, că animația de în grădină e mult mai lungă, știi?
Și nu se mai stinge ecranul, o să vezi. Vine mă sau nu? Ok, mă pălmoiește bunica, a cincea zi neglicim coșciug. Iar trebuie să facem arma, aia e cea mai migăloasă parte. Nu mă, ies din pat că mă teleportez, Rafaele. Tranquilizer. Hop. Și m-a omorât bunica. Acum dăm chent atac, stac. Și toate cele să stea acolo. Prima oară trebuie să facem arma. Foarte rapid arma, Rafaele. Arma la control. După foarte aia rapid. Ducem gazolina în grădină. S-ar putea să meargă și cu coșciugul ăla de acolo. Deci ar putea fi mai rapid coșciugul ăla de acolo. Nu știu dacă merge. O să încerc să vedem. Deci primul lucru trebuie să facem arma. Hai să vedem. Așa, dăm asta la maxim. Ne uităm pe aici de armă. Nimic. Nimic. Fii atent cu viteza luminii să caut arma. Pierdut armă, caut. Grenie blocată. Uite aici aud asta. Da, 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 și cred că știu unde sunt parțele. E aceeași hartă, nu? Da. Unde l-am găsit aici? Și aia altă unde era? Dacă mai ții minte. Să nu mai știu. Așa și mai era aia altă, dar nu mai știu nici unde e. Tocul ăla, Rafaele, unde era? Bă, unde era tocul, Rafaele? De ce nu-mi spui? Pe nu știu, Marisica. Aici era? S-ar putea să fie la ursuleț sau aici. Nu știu, sigur. La ursuleț? Acolo e bateria. Ție-mi privet. Dacă nu e la ursuleț ne-am ars. Ba da mă. Acum le teleportăm. Hai mă, să meargă Rafaele, să meargă mă. Așa, băi nu știu unde mă omoară acum. Asta e toată treaba. Aia e buba bubelor. Ok, aia de gas can pot să-mi o teleportez eu, nu știu, sau să ducem modul, nu? Hai să presupunem că ne omoară aici, că ar trebui să fie animația cu numărul 2, nu? Da. Hai să zicem că e aici. Mersi mult. Presupunem că e aici, ok, aici și acum întreie gas can-ul. Avem, mi se pare că are gas can asta. Gas can, gas can, uite aici, gas can. Perfect, Rafaele, astea sunt. Arma e încărcată? Da. Cred că e încărcată, că e shoot. Ok, asta e tot, Rafaele. Scoatem item spawner. Stai să mă glitchuiesc în ăsta. Intru. Teleport. Yes. No, nu merge în ăsta. Nu merge, Rafaele, nu? Nu merge, nu, Rafaele? Nu. Ba, merge, m-am glitchuit, voi nu puteți vedea, dar eu am văzut că m-am glitchuit. Acum unde e vaza? Vaza, vaza, vaza. Sau orice alt obiect. Dă-mi bateria asta, ca să nu mai umblăm la mod. Ok, acum presupunem că ea ne omoară în grădină, da? Dăm drumul lui Granny. Dăm timpul, Rafaele, timpul, așa. Eu merg repede oricum. Mamă, cum am dat cu ea. Ok, acum să presupunem că ea ne omoară în grădină. Altă ipoteză, ipotenuză, cum vreți voi să ziceți. Ipotenuză. Și acum mă duc direct în grădină, Rafael. Oricum, am timp să ajung în grădină pentru că animația e mult mai mare. Vine grenuța. Sper să nu mă omoare în subsol, Rafael. Așa, și ne băgăm. Ea se duce.
Așa. Se duce, de se duce spre aia. E bine, e bine, e bine unde am dus alea. Da? Da. Alo? Eu sunt mor, Rafaele. Nu Eu nu înțeleg știu ce se ce omor întâmplă. aia. Sunt niște ciori. Mai mă arunc o dată! Când era mor, Rafaele? Sau Bă, de câte ori a mori? mai fost animație? A murit de 2 ore, ai văzut? Da. Wow, 2 animații, băieți! Asta a fost, asta vreau să vă arăt. S-a auzit altceva, altă muzică. Iată, vezi? E scrie game over, dar continuă animația. Vezi? Da. Ce asta, Rafaele? Eu pot să intru în meniu acum. Ia mă, pot să scap? Nu mai era bateria. Gata, s-a terminat. Niciun game over. Gata, am ieșit din joc. Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Eu am fost X-Slayer, ăsta a fost experimentul. A mers într-un final. Au fost 2 animații de moarte într-un singur video. La revedere!